Mai sunt câteva luni până la Crăciun, dar ar trebui să ne pregătim bugetul încă de acum, căci vom avea parte de scumpiri mult mai mari față de cele cu care eram obișnuiți în perioada sărbătorilor de iarnă. Haine, mâncare, facturi, prețurile vor exploda în intervalul următor. Poate că este devreme să vorbim despre Crăciun, dar având în vedere scumpirile prognozate de specialiști, ar trebui de acum să punem ban pe ban pentru sărbătorile de iarnă. Cel mai mult se vor scumpi produsele aduse de peste hotare. Principala cauză este transportul, al cărui preț a explodat din cauza pandemiei de COVID-19. Costul transportului din China, de exemplu, a crescut de la 6 până la 8 ori în ultimele luni. Considerați că românii vor trece cu bine aceste sărbători, în contextul în care s-au scumpit toate? Dacă se poate spune cu bine că o să cheltuiască toată bruma de venit pe care o au și nu știu dacă toți o să reușească să-și cumpere câte ceva pentru sărbători. Deci considerați că vor fi niște sărbători mai... Vor fi sărbători care îi vor costa foarte mult pe românii. Nu mai sunt sărbătorile care au fost niciodată. Iar lumea trece printr-o situație gravă de tot, cu rata mortalității, infectării. Nu, toată lumea e tristă. Ce sărbători să mai fac? Își face omul acolo așa, ce că își face și el ceva acolo, ca să fie într-un fel o tradiție așa făcută în casă. Dar mulți români nu au ce pune pe masă de sărbători. Gândiți-vă dumneavoastră, vine vremea rece, la blocuri peste tot, sistemul de încălzire, e la pământ, n-au cu ce, s-au scumpit toate. Vă dați seama că s-a scumpit gazul și foarte mulți, în orașul nostru, foarte mulți și-au băgat instalații de gaz. Păi la prețul care este gazul, cine își permite? Mai bine stă în frig săracul. Pe de altă parte, nici produsele noastre nu vor reprezenta salvarea. Fermierii s-au plâns că în ultimul an vânzările s-au înjumătățit, așa că de cele mai multe ori au rămas cu marfa pe tarabe. Pentru a nu intra în faliment, producătorii cresc prețurile chiar și cu 30%. Și carnea va fi mai scumpă. Costurile de producție, dacă luăm în calcul că în producție sunt și utilitățile și salariile, prețurile au crescut, costurile au crescut. Nu numai România, e greu peste tot. Peste tot este greu, scumpirile sunt scumpiri, dar... Considerați că masa de sărbători din anul acesta va fi mai săracă? Nu, că fiecare se va îngrădi să-și asigure necesarul pentru masa de sărbători și Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine peste această pandemie și să putem să fim liberi, nu restricționați ca în anul precedent. Cu toții știm deja scumpirile, dar unde pui că până în iarnă, ce e acum mult, atunci va fi și mai mult. În plus, tot în anotimpul rece, vom avea pe umeri și facturile babane, cele la căldură.